Bun, venit la un nou Q&A pentru 7 august 2014. Întrebări puteți trimite pe adresa emisiune Q&A@yahoo.ro, care este și acum pe ecran ca să o vedeți mai bine. Dacă nu vreți un răspuns normal, care chiar vă răspunde la întrebare, specificați ce fel de alt răspuns ați vrea din perspectivele de sub această casetă de pe site. Intrați pe site sau noi dau drumul lui Chuck Norris. Îl țin în pivniță de o lună. Primele întrebări vin de la Matei Iordache. Salut, din câte am înțeles, noua tehnologie Mandel va face jocurile să meargă mai bine pe computere mai low-end. Întrebarea mea este, dacă un procesor AMD FX 4300 fără Mantle ar rula Dragon Age Inquisition, doar ca un exemplu, la 30-40 de cadre pe secundă fără Mantle, iar un AMD FX 6300 ar rula la 40-45 de cadre pe secundă fără Mantle, iar un 4300 cu Mantle ar atinge și performanță ca un 6300, iar un 6300 cu Mantle ar atinge cu 3-4 cadre mai mult. Se merită să mai dau 200 de lei în plus pentru un 6300? Eu nu cred că se vede diferență de la 3 la 4 cadre sau mai puțin. Corect, la 3-4 cadre nu se vede prea mare diferență. Nu le spune asta celor care cumpără plăci video high-end. Însă o să vezi o diferență, cred că mai mare de atâta. Pentru că Mantle va folosi mai bine nucleele individuale. Un 4300 are practic 4 unități de procesare FX. Acele pile driver cores, cred că sunt acum, erau steamroller pe vremuri. 6300 are 6. Oricum ai vrea, 6300 este un procesor mai bun și chiar cu Mantle va fi utilizat mult mai bine decât un 4300. O să ieși în avantaj indiferent dacă ai sau nu Mantle, indiferent ce faci pe acel PC. 6300 este procesorul net mai bun și ar cam merita acea investiție în plus dacă ți-o permiți. Dacă nu, atunci ar merge 4300, dar nu știu în totalitate exact cât de mult FPS va avea în ceva ca Dragon Age Inquisition. Adică nu știu exact cât de mult se bazează pe fizică și cât de mult va mânca din placa video față de procesor. Recomandarea mea ar fi să iei acel 6300. Mai este un magazin în România de unde pot cumpăra un Guild Wars 2. Tocmai vreau să-l cumpăr de la Altex, dar văd că nu-l mai au în stoc. Da, din câte văd, este pe jocshop.ro la 159 de lei în stoc limitat. E cam singur loc în care încă mai este pe stoc și într-o variantă care costă mai puțin de 190 de lei. Restul văd că ori sunt scumpe, ori nu le au pur și simplu. Ar trebui să le restocheze, cred. Adică dacă se vinde suficient de bine încât să fie sold out, ar trebui să reapară în stoc, cred. Laurențiu Birton întreabă, de ce nu cauți oameni care să te ajute cu emisiunile, exemplu, să te ajute la scenariu, editare, etc.? Pentru că am încercat să fac asta cu mulți ani în urmă la altceva și este imposibil să coordonezi mai mulți oameni care lucrează la același proiect când nu sunt fizic în aceeași încăpere. Imposibil, n-are rost. Dar dacă sunt oameni care vor să contribuie cu propriile lor emisiuni, propriile articole, cum a mai fost anterior pe Games Arena, îi pot trimite un mail lui Claudiu cu exemple cu ce au făcut anterior, cu ce ar vrea să facă și ar putea să facă propriile articole sau emisiuni pe Games Arena. Atât timp cât îți dai seama exact ce presupune să faci cap cu a doua emisiune. Cu articole mai merge, adică sunt mai ușor de făcut, o emisiune nu. Nu chiar o întrebare, dar personal mi se pare o idee bună transformarea emisiunii demo în copia rămânească lui WTF a lui Total Biscuit. Știu că sună cam tras de coadă, dar aveți păreri foarte diferite și chiar ar putea ieși ceva foarte interesant. N-aș zice că avem păreri foarte diferite. A, pe de o parte, el crede că Dark Souls este un joc bun, eu nu, dar pe lângă câteva mici diferențe ocazionale, avem cam aceleași idei. Plus că nu văd cum aș putea să fac demo WTF, fiindcă este exact aceeași chestie oricum. Este o demonstrație a unui joc, o analiză scurtă, o primă impresie. Asta a fost demo de pe vremea când îi spunea install.game și era făcută de Anda de la Extreme PC și apoi de Claudiu din 2006. Practic, Total Biscuit ne-a furat nouă ideea de emisiune. A trebuit să-l dăm în judecată. Dacă tu rămâi fără idei de tipuri, cred că vrei să spui topuri,
și se întâmplă lucruri din ce în ce mai interesante în industrie, ce ar fi ca în loc să alternezi între stream și în jocuri, să alternezi între top și în jocuri. Pentru că streamul nu mai este alternativ în fiecare sâmbătă acum. Nu am cum să-l alternez. O alternare între top și în jocuri iarăși n-ar avea prea mult sens, pentru că top pot să scot oricând unul. Adică încerc să nu mă bag în subiecte cum ar fi top 7 personaje cu părul albastru, dar la nevoie pot să mă bag și acolo. Sau top 7 pantofi în jocuri. Subiecte pentru top 7 sunt, pentru că orice chestie, oricât de stupidă poate fi un subiect pentru top 7. În jocuri nu e tocmai ceva ce pot să-l fac chiar de alternativ mereu, pentru că se poate întâmpla să nu se întâmple nimic într-o săptămână. Plus că atunci aș cam omorâ un element din program, ceva ce nu vreau să fac, că deja este prea subțire. De ce nu pui momentele în care joci ceva pentru review sau doar casual în livestream? În așa fel ai avea mai mult conținut și poate chiar ai putea avea mai mulți abonați. Pentru că nu pot să joc în același mod în care fac livestream. Eu joc pe 1920x1080 în Full HD. Nu pot să fac stream în acel detaliu. Nu am cum, e imposibil, am încercat. Nu pot să fac stream nici măcar în varianta mai scăzută, adică să-i dau OBS-ului comanda să facă downscale. Nu am putere de procesare suficientă cât să fac stream așa cum joc. Și ca să joc constant ceva pentru un review sau casual pe o rezoluție mai mică decât suportă monitorul sau pe cât suporta cel vechi, e cam greu, pentru că pe de o parte văd mai puțin și pe de alta textul nu poate fi citit cam în niciun joc modern. Dacă ar fi să fac vreodată upgrade, ceva ce nu se va întâmpla anul ăsta, în cel mai bun caz, în septembrie 2015, dacă se aliniază planetele și când o privighetoare la apus de soare, într-o zi cu 13 în coadă și un curcubeu va străluci pe cer de 2 ori și un cal va face un galop pe acel curcubeu urlând atunci poate voi face upgrade ca să pot să fac stream așa cum trebuie. Până atunci nu, n-am cum. Decât dacă joc ceva gen MTG. Da chiar, ar trebui să fac un live stream la Magic the Gathering Online. Tot vreau să fac unul de ceva timp, doar că mi-e cam teamă de acel joc. Este intimidant să joci împotriva altora care chiar știu să joace MTG și au deck-uri proprii făcute ca la carte. Cartea fiind un meta perpetu în schimbare pe care numai cineva care joacă în mod constant MTG o cunoaște. Din nou inspirat de Total Biscuit, ai putea alterna din 2 în 2 săptămâni emisiunea știri haioasă cu una care să fie mai serioasă și să dezbată ce s-a întâmplat în industrie, ceva în gen content patch. Asta este în jocuri. Exact asta este. Ce părere ai de faptul că un acomn acum are o pisică și practic te-a trădat în planul de cucerire a soarelui? A, pisica a plecat. Așa sunt pisicile, fac mereu ce vor ele. Și nu ne-a trădat. Nu, Coreea de Nord ne-a luat înainte o bază pe soare, nu ne putem atinge. Tot planul s-a năruit, dar n-aibă cu Kim Jong-il sau Un sau Seng, sau cum îi mai cheamă. Coco the Best întreabă, The Forest, Rust, Minecraft îmi poți recomanda? Eu caut un joc în care să explorez, să fac crafting și să nu mă bat cu zombie, canibal, dragon, etc. Ar fi ceva gen Planet Explorers la care nu te bați cu chestii de genul ăsta, dar sunt creaturi prin zonă cum ar fi dinozauri, doar că mulți parcă nu erau ostili. Apoi putea aștepta să apară EverQuest Landmark, la care nu sunt inamici, doar adun resurse, explorezi și construiești case, clădiri cam de toate. Iar apoi ar mai fi ceva ce iarăși nu avea mobi, nu avea monștri deloc, era Sky Nations. Cam seamănă cu Minecraft la grafică, doar că este conceptual complet diferit. Doar că iarăși poți să demolezi în același fel mediul, doar că faci o navă, zbor cu ea, faci o bază parcă, adăugat asta. Cred că și Rodina parcă avea crafting, dar nu mai știu exact. Dar acolo erau, ok, nu erau monștri, nu erau zombi, erau nave extraterestre. Ar fi și Starmade aici, dacă mă gândesc bine, dar sunt foarte mulți inamici pe acolo. Justin Catan întreabă, nu-mi place să întreb așa ceva, dar de ce mai faci știrile? Adică la început au fost amuzante, dar după câteva zeci de ediții devin plictisitoare și repetitive și de curând am aflat că nu sunt numai eu care gândesc asta. Le fac pentru că lumea se uită la el, adică am o audiență mai bună la știri decât la unele emisiuni demo. Plus că n-a fost niciodată o chestiune de înlocuire sau abandonarea știrilor și îmbunătățirea lor.
ca să fie mai ciudate, mai aberante, mai pe lângă subiect, mai mult divertisment deriva din ceva ce în mod normal este monoton. Un reportaj de știri despre un subiect de nișă. Cum transformi asta în ceva amuzant? Din nou, încerc foarte mult să copiez The Colbert Report, fiindcă aia este o emisiune despre politică, care cel mai des este complet paralelă cu politica, dar reușește ca simultan să fie o satiră a subiectului, pentru că personajul care prezintă știrile este genial. N-am personajul. Asta este o problemă. Adică prezentatorul trebuia ca să fie un fel de ipocrit care ar face absolut orice pentru audiență, dar în același timp care tot crede că are o superioritate morală față de restul lumii. Trebuie ca să-l mai gândesc. Să-l mai gâdil. Se mai adaug ceva. Nu știu exact ce încă, dar cred că o voi găsi. Trebuie să o găsesc, fiindcă trebuie. Poate mania. Colbert are cu adevărat o manie superbă și un buget și scriitori mulți și o echipă de producție și decor și lumini și are ochelari. Cum pot face concurență cuiva cu ochii grozav? O să pun ochelarea asta, va rezolva totul. Vladu Claudiu întreabă. Ipotetic vorbind, dacă aș găsi în pădure 3 saci cu cadavre la fix 1 metru adâncime puse unul lângă altul și ar fi ADN-ul tău peste tot, ai da 1 milion de euro ca să nu se afle? 1 milion de euro ca să nu se afle ce? Adică serios, ce ar putea lumea să afle? Nu am absolut nimic de ascuns! Și dacă aș avea, cu siguranță n-ar fi la 1 metru adâncime. Minim 10. Am excavator pentru asta. Dacă v-aș da o poveste bună pentru un pen and paper, tu și națiunea jucătoră l-ați face. Dacă vă interesează, ne auzim pe Skype. Tare mult aș vrea să văd ce iese. Nu prea garantez, pentru că abia dacă avem timp să terminăm ce am început anul trecut. Nu e o problemă de a avea idei pentru pen and paper, pentru sesiuni. E o problemă de când ne putem aduna 6 indivizi la un loc ca să putem să și jucăm asta. Asta este problema esențială. Însă, dacă tu ai o poveste, încearcă să-ți faci propriul grup. Este o experiență grozavă, garantez. De ce nu mi-ai dat accept la cerere de prietenie de pe Facebook? Pentru că, în general, dacă nu te cunosc față în față, am vorbit anterior sau ceva de genul, nu prea dau accept la friends pe Facebook. Plus că pe Facebook vei găsi predominant doar postări de pe Twitter. Mă poți urmări oricând pe Twitter. Aronunacom sau Aron God of Marketing cu 2 de T. Aș avea și Ivan un cont de Twitter, dar l-am uitat. O să faci un demo la 7 Days to Die. Posibil dacă o să pun mâna pe joc, momentan nu m-am interesat de el, adică n-am contactat producătorul. Aștept să mai termin câteva chestii. Trebuie să-mi cumpăr un laptop, aș prefera un laptop sau un calculator nou pentru gaming. Poți să-mi recomanzi ceva sau niște componente la un preț rezonabil și cât de cât bun. Pot recomanda să nu iei un laptop pentru gaming. Vei da minim 60 de milioane pe unul decent. Niciodată nu lua un laptop pentru gaming. Niciodată. Că despre componente, dacă nu știu un preț, nu prea am ce să spun. Dă-mi o cifră, câte milioane, să știu exact în ce mă pot încadra, pentru că rezonabil tinde să fie ceva diferit pentru fiecare om în parte. Adică, pentru mine rezonabil, pentru, eu știu, să zicem, căști, ar fi 50 de lei. Pentru alții este o sumă atât de mare încât îmi vine să pic de pe scaun. Zi-mi odată ce rasă, specie, creatură, zombie, bidihanie, plantă, animal, piatră, stâncă, roc, mineral, zombie. Ai spus zombie de două ori. Vampir, vârcolac, muzician, copac, pământ, apă, catarg, ești goddammit. Corect. Ziceți-mi ce rasă este Minion sau vin la voi cu o centură cu ceasuri, știți voi aia cum au teroriștii care deturnează avioane. Un om, o centură, un ceas, un posibil terorist, o întrebare, un secret, un mister. Ce naiba este Minion? În curând, pe marile ecrane. Spoiler, răspunsul va fi în continuare. Continuarea a fost anulată în regia lui Michael Bay. Astfel se încheie acest Q&A, mulțumesc pentru întrebările foarte multe. Dacă aveți mai multe, trimiteți-le pe emisiune, Q&A scrie pe ecran acum, așa că nu mai rost să spun, specificând și chestia cu răspunsurile. La revedere!